Treia, vineri 13, pentru mine n-a fost cu noroc, acum mulți ani când eram în liceu, să-ți povestesc da, okay. Da? Este totuși cea mai potrivită dată din calendar pentru lansarea unui roman fantasy, al cărui titlu este Demoni. Vorbim despre cea mai nouă carte a colegei noastre de la Antena 3. Alături de prieteni, colegi și admiratorii, Laura Nureldin a sărbătorit cel de-al treilea volum din cariera de scriitoare. Laura a publicat deja alte două cărți din saga fantasy Regii Timpului. Este o poveste complet diferită de celelalte. Este o altă zonă care nu duce neapărat spre horror, deși lansez acest volum în cadrul unui festival de literatură horror și fantasy. Să păstrăm doar partea de fantasy. Nici demonii nu sunt întotdeauna răi. E o frază undeva în carte care spune că nu toți îngerii sunt buni și nu toți demonii sunt răi. Chiar așa e.